Animalele domestice, calme, pașnice și mereu sătule, niște creaturi care nu întotdeauna sunt capabile să aibă grijă de sine. Ținta perfectă pentru prădători, dar nu și la acest tip. Am adunat pentru voi niște videouri în care veți vedea de ce sunt capabile animalele domestice când se întâlnesc cu cele sălbatice. Așa că așezați-vă cât mai comod, puneți un like și să începem! Nu e uimitor că acest bandit a primit-o imediat de la motan, îndată ce și-a băgat nasul în casa altcuiva. Nici de coiot nu se teme, chiar dacă pierde în fața lui la capitolul mărime. Motanul însă se ascunde, apoi în general se urcă sub acoperiș. Coioții nu pot să urce așa, deci pleacă fără nimic. Motanul coboară rapid înapoi. Maimuța la sigur nu-l va speria pe acest războinic pufos. De îndată ce maimuța se apropie, motanul se năpustește asupra ei și o alungă. Și cu astfel de viteză îi permite chiar să vâneze reptilele. Se comportă așa de parcă au într-adevăr câte 9 vieți. Câinii sunt apărători adevărați și de la ei te aștepți anume la un astfel de serviciu. Un câine dresat corespunzător știe cum să facă fața acestor prădători periculoși, evitând atacurile lor și alungându-i. Lupi nu prea mari deseori ajung în colții lor. Deși alți câini aleargă imediat în toate direcțiile când aud un leu și bine fac. În acest video, o găină atacă violent o cioară care a intrat din greșeală pe teritoriul ei, fiindcă sunt inamicii numărul 1 ai puilor. Uitați-vă cu câtă disperare mama atacă dușmanul, așa că cioara n-are scăpare până nu va ieși de aici. Acest șoim însă e cu totul tânăr și se află în pericol, fiindcă cocoșii pot să-l ciugulească până la moarte. Acest vultur pleșuv prinde ușor un pui, nimeni nu vine să îl salveze, așa că prădătorul începe să smulgă penele prăzii sale. Într-un moment însă el sare de pe ea și găina, fără să se gândească prea mult, folosește șansa pe care i-a dat-o soarta. Caprele în general sunt cool, astfel nu lasă coiotul la găini. Una dintre ele arată ce se va întâmpla dacă prădătorul nu va pleca. Într-un final, coiotul decide să plece. Chiar și porcii, necătând la greutatea lor, pot să-și demonstreze puterele. Iată aici, de exemplu, putem urmări lupta unui mistreț și a unei scroafe. Și la ferme însă demonstrează bătălii de performanță, bătălii în care masculii decid să nu se bage. Acest urs a decis să guste din carnea de porc, dar îndată ce intră înăuntru, este atacat de un porc relativ mic, care îl pune la perete. Ursul, fără prea multă ezitare, decide să se retragă. Acest aligator se odihnea lângă niște cai și desigur că unul dintre ei nu a răbdat așa vecin. El își face vânt și lovește reptila cu copitele din față. Una dintre copite îl nimerește fix în bot. Da, nu cred că îl invidiază nimeni. Caii se tem de crocodili și pot uneori neobișnui să meargă prin apele suspecte. Atunci crocodilul se va răzbuna. Iată așa curajoase și îndrăznețe pot fi animalele noastre domestice. Dacă auziți acest sunet, să știți că pe alături nu e doar un motan, ci un adevărat monstru care e gata să atace pe oricine. Așa că vulpea trebuia să se gândească de 2 ori înainte ca să intre pe teritoriul lui. Uitați-vă la acest ninja negru care își atacă inamicul și vulpea nu mai are curaj să se apropie. Așa face fiecare motan care se respectă. Pe teritoriul său, motanul sigur va urmări și va alunga inamicul. Iată încă un caz când coyotul l-a pus la gard pe motan, dar pufosul nu se lasă bătut și atacă constant dușmanul. În cele din urmă, coyotul pleacă de acolo de unde a venit. Oricine poate invidia pisica pentru reacția ei. Uitați-vă cu câtă maestrie evita atacurile șerpilor. Deși e maestru în toate și poate ușor să sară dintr-o groapă atât de adâncă. Înseamnă că poate fără probleme să arunce un urs sau să se joace cu doi tigri, deși noi înțelegem ce șanse are o pisică în cazul unei ciocniri directe. Uitați-vă la acești urși care urcă rapid gardul pentru a se ascunde de niște alabai. Asta ține și de altă rasă mare, creată pentru protecția turmelor de oi de lupi, cangalul. În echipă își fac munca foarte bine. Ia uitați-vă la acești lupi, ei sunt atacați de un câine șchiop. Prădătorii sunt atât de nedumeriți că doar se retrag. Câinele e atât de curajos fiindcă trăiește cu tribul Masai, iar ei, după cum se știe, pot singur să alunge leul de la prada sa. Interesantă e și așa situație, câinele înnoată liniștit printre zeci de rechini și se pare că lor nu le pasă de așa prânz plutitor. Și nu e un caz unic, așa că găinile sunt mai periculoase decât par, dar și ele au dușmani. Cocoșii pot ataca și o cobră tânără, pentru ei e doar un vierme mare. Această găină poate fi doar invidiată. S-au repezit să o salveze cocoșul și, mai interesant, capra, anume capra și alungă prădătorul. Le doresc tuturor așa prieteni. De aia caprele au o autoritate aparte la ferme și pot să facă literalmente tot ce vor. Uimitor, dar porcul domestic îl alungă pe fratele său sălbatic. Porcii, în general, nu prea iubesc când cineva e prin preajma lor, dar așa masaj cu grebla sigur nu-l vor refuza. Chiar și în cazul cu Camila, calul poate să-i dea vreo două copite în bot. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!